ce trebuie. Notele nu sunt... nu vin fără niciun fel de problemă. Doctorul Ioan Lazăr are și planuri de viitor, printre acestea acreditarea spitalului. Când te evaluează oameni care conduc și instituții mai mari decât acest spital și care s-au uitat pe cele două biblio-rafturi cu indicatorii care mi-am propus, mi-am asumat și am realizat, nu văd niciun fel de problemă în a primi ceea ce se cuvine. Cel mai important lucru, acum, pe ultimele 3 săptămâni, este pregătirea pentru acreditarea spitalului, care este un lucru foarte serios. O să vină o echipă de evaluatori din țară, nu știm cine sunt, sunt bineveniți, toți din spital, începând de la mine și până la ultimul muncitor din curte, o să fie vizionați, o să fie urmăriți, o să fie întrebați, o să fie evaluați prin punctaj. 50 din cele 100 de puncte care sunt maxim, care le poate lua spitalul, sunt pe parte medicală, 50 sunt cum arată clădirile, cum arată spațiile de cazare, sale de operații, curtea și toate celelalte. În perioada imediat următoare, managerul Spitalului Județean și-a propus să continue și achiziționarea de aparatură medicală de ultimă generație.